În urma procedurilor privind desemnarea firmelor care să furnizeze merele pentru elevii sălăjeni, licitațiile au fost adjudecate de Sece Zad Tiara SRL Arad și SC Pomicola SRL Zalău, firme cu care Consiliul Județean Sălaj a semnat contracte de furnizare a fructelor proaspete în școli. Conform contractelor, cele două firme furnizează, începând din această săptămână, pentru un număr de 85 de zile de școlarizare mere cu greutatea minimă de 100 de grame bucata, în fiecare unitate școlară gimnazială din județul Sălaj. Merele livrate săptămânal vor fi distribuite zilnic elevilor, potrivit contractelor MERELE trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără materii străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și de dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străini și să reziste la transport și manipulare. Valoarea totală a contractelor este de peste 376.000 de lei fără TVA pentru un număr de aproape 21.000 de elevi.